Bună ziua la toți! Eu în cameră. Ia stai mai la că măi fată, hai măi. Eu acum de câte ori observ tot când spun să vin mai de la școală, e ca nu mă pășești prea cu căste deodată în cameră. Eu nu știu, poate cum ieri unul s-a ține acolo. Stai drept ca în cușcă acolo, eu sincer îți spun. Ion, ia spui măi. Aha, du-te, du-te. Ion, măi Ion. Oameni, ferez, și vreți la mine, dați-mi mai pace, penalti! Dar Dumnezeu cu tine! Dar tu, hai mai povestește cum a fost la școală, cum treci la tine timpul, eu nica nu știu, să nu ești am copil, nici nu te văd, nici nu te aud, la tine așa, școală, cameră, cameră, școală, cum a fost la școală, mai povestește ceva! Cum să spun așa mai moale? Așa și așa, jumi-juma. N-am înțeles. Ce înseamnă jumi-juma? Dar ce nu bine? Ei, dacă mama, nu poți fi în viață mereu tot perfect de bine. Sunt și zori triste câteodată. Oia, drept, drept, spui drept. Gol, da! Ia uite-te la Benji, dă-i crai, dar a sărit. Pui! Unul mai ce ca altul. Iro, n-am înțeles. Eu știu, ți-am dat voie să pleci? Dar ce-ți mai povestesc? La mine e tot normal. N-am înțeles, tu cum vorbești cu mine? Tu unde te-ai trezit, fată dragă? Eu și tu îți dai seama cu cine vorbești? Eu și îți prezint de la de afară să vorbești cu mine așa. Ei, dacă tu nu știi ce să spui, spui ce ai primit azi la școală. Ce-am primit? Din note? Nu, nu, și tu de unde vii? La școală sau la prășut? Normal că note. Nimic, pe mine azi nu m-a întrebat, eu azi n-am primit note. Nimic, da? Ei, bun, ei, bun, ei, hai, un telefonul meu, las că o sunem așa pe dirigentă. Nu trebuie. Dar de ce dat pe dirigentă? Eu și singură pot să spun, eu, pur și simplu, am uitat. Ah, de acum ai uitat, da? O uitat, las că te uit eu acum puțin, ți-ai să-ți amintesc? Eu singură, eu ne amintesc. Eu singură. Eu azi am primit... Era. Spune odată, tu și îmi verifici nici nervii, nu mă nerva, te rog frumos, spune odată ce ai primit. Doi la română. Cât? Doi? La română? Eu n-am înțeles, dar tu și mă rog, ai uitat să vorbești în limba română. Dar mama, acolo era greu, acolo nimeni nu știe, toată clasa a primit doi, nu toată clasa, acolo era foarte greu. Greu era la dânsa și poate să fie greu, tu ce ești venit din China și nu știa vorbi română? Ioan, ia spune! Haide măi, haide, da, gol, așa, bravo, 3-1, bravo! Ioan, măi, Ioan, măi! Da și, Doamne, Dumnezeule, cât se poate să strigați? Bă, să-mi dați măcar o dată pas să mă uit la fotbal, așa, campionat, campionat! La tine-i fica să speli pădurile, tu tot la fotbal ați te uiți! Cât se poate să strigați, Doamne, parcă mă uit la imagini, sincer! Da, mama! Și mama, și mama, doi la română, tu ești fata sau și tu măcar te gândești a să fii tu în viitor? Dar deși de la un în doi, deodată se spăl podelele. Eu sunt mamă, eu știu ce spun. Da, Doamne ferește! Voi puteți să le cuțe că mai înșel casă din nebuni, sincer, gheță vecine, ca așa să spună vecine. Da, da, da! O să spună că ești atât bun, ia ca să spună vecine noștri. Da și tata, doiul tău, clarifică-te tu cu mama, nu i-ai dat în pași, gata, eu am plecat în garaj. Tata, eu ești pe mine, tata, nu m-a lăsat cu dânsa. Tu ești un trădător. Dar de ce ești trădător? Nu sunt trădător. Tu trebuie să înveți ca să nu primești doi, eu și trebuie să-mi pun viața în pericol, să mă cert cu mama ta, aha, drept, chiar am-o. Perfect, eu mereu sunt cea mai rea aici. Păi dacă așa și este... Ce-ai spus? Gata, eu am fugit, era țânt, eu în garaj. Ei, lasă că ți-a arăt, o să iau ușa. Stă măi! Stă mă, unde ai dus? Stop! Dar tu unde ai plecat? N-am înțeles, eu cu tine încât n-am terminat. Copilul meu a să primească doi niciodată. Lasă că ți-a arăt, o să ia. Tata, tata, așteaptă-mă, eu cu tine în garaj, tata!